Hai, noroc! Se vede, se aude și mai faci cum trăiți, cum o duciți. Aruncați-vă rog câte un comentariu despre care și de unde se salută și se conectează la acest live. Astăzi vreau să vorbim puțin despre propagandă. Ați auzit de propagandă? Nu este restaurantul unde poți să mănânci salata furtul miliardului din capustă pe orașul Sciusev, la Chișinău. Nu! Propagandă, asta e uhuhuh, niște instrumente de gâdilit creierul pentru unii, ca să amintească la creierul și că poți să deosebești minciuna de adevăr. Dragii mei, mulți dintre voi mi-ați inundat inbox-ul pe pagina Lumina și inbox personal cu acest video, cu un material realizat de... Cum o cheamă, măi? Semiramida Baranilova, Iraida Zivadailova de la NTV Rusia. O jurnalist care a încercat să intre în țară și a noastră a zis, nu, noi suntem împotriva la propagandă. Du-te de aici, jurnalist, ce ești, propagandist. Pleacă, marș! Și ceea ce după mine este leacă greșit, adică tu dai voie, lasă, vină, te rog frumos, deschide ușile. Asta e ca și atunci când Năstase psihuiești în fața jurnaliștilor de pe la publici, prime-uri, dă-le voie, lasă-le. Asta e așa un prilej fain să-i confrunți în mod direct. Așa și în cazul dat, a venit cineva cu un scop anume, nociv din punct de vedere informațional, dă-i voie ca noi să învățăm cu tăți o lecție. Și e ca Dodon a invitat-o în țară, parcă gândindu-se la tăți noi, cap pe umeri și a zis, eu destul de nemodest din partea mea, iertați-mă, și Dodon, i-a dat voie să intre în țară și i-a venit și a făcut reportaj și eu vă invit să-l vedem o leacă împreună, ca după asta să ne gândim, dar ce fac totuși luptătorii antipropagandă, luptătorii guvernamentale antipropagandă, ăștia care promulgă, nu țăța voi și buget, legi care țin de antipropagandă, ăștia care luptă cu ciubota asta bolșevică, cu ciubota rusească, care bagă bieți în roțele progresului democratic din Republica Moldova. Hai la început să vedem această operă de artă. Atât întrânsă, e superb, pur și simplu. E ca la carte. Așadar, începutul, atenție, nu știu, poate există oameni astmatici, poate există oameni cu aritmii de inimă, poate există oameni aleacă mai sensibili, dar urmează... Neca, știți cum sunt filmele lui Tarantino sau lui Guy Ritchie? Apiega fix așa numai cu aleacă mai puțin sânge. Atențion! Очень жесткие антироссийские инициативы следуют в молдавском парламенте одна с другой. Здесь это выглядит так, будто бы из Молдовы пытаются вымести все российское. Ведь сначала было принято решение о том... Стой, уляк! Ёнушечку мвой! Dacă ați văzut acest reportaj, sună de eu n-am putut să mă uit din prima la tăt, pentru că ei vorbește foarte repede, foarte multe cuvinte, fiu ta antirasistică, dă-vă-te prețuturile mele, eu zic, stai o leacă, unde te grăghești? E vine pe o zi întreagă, Moldova, relaxează-te, e și solul nici nu-i crai, e o leacă de zăpadă pe jos, dar totuși, e un loc de relaxare, dragă Iraida Zivadailova, Ian? Hai încă o dată, mai dăm o șansă. Очень жесткие антироссийские инициативы следуют в молдавском парламенте одна с другой. Здесь это выглядит так, будто бы из Молдовы пытаются вымести все российское. Ведь сначала было принято решение отозвать посла Молдовы из России с формулировкой за преследование молдавских политиков. Де-факто это ордер Следственного комитета против лидера Демократической партии Плохотнюка, который в России подозревается в организации заказных убийств. Затем закон, который отказался подписать президент и подписал... Ираида Иншаркс не эксплищик. С фуарти мултимасур. Луатни Република Молдова, ланивел де гувер, ланивел де парламент. Care sunt anti-rusești, anti-tăci înseamnă Rusia, ba posolul, ambasadorul este alungat, ba nu știu ce este interzis, ba propaganda este interzisă, ba vrem să ieșim din CSI, tare multe măsuri anti-rusești. Ce ne facem noi? Cum? Cum supraviețuiești Federația Rusă cu aceste măsuri drastice din partea acestui mega stat putere Republica Moldova? Ian Iraida? Теперь же инициатива либеральной партии о том, чтобы Молдова вышла из СНГ. И как здесь формулируют, начала строить отношения отдельно с каждым из членов СНГ по своему усмотрению. И все прекрасно понимают, что это демонстрация отношения к России, несмотря на то, что... Только ты знаешь, сама, фмея ничь макар но пус întrebare, ши эста либеральная партия? Parte. Și asta Partidul Liberal. Doi oameni jumate care au mai rămas. Mișa Ghimpu, fost blogger. Și asta Liberalnă Parte. Alina Zotea, fost microbist. Ce este Liberalnă Parte? Dar Liberalnă Parte a propus să ieșim în pericol. Rusia ia pregătiți. Și că eu îmi imaginez oameni din Iacutia, de prin
unde să mai uite, să uite la portajul ăsta, să parcă sunt așa, asta e call to action, trebuie să luăm măsuri, trebuie să facem ceva. Более 80% аграрного экспорта Молдовы – это Россия, и более 600 тысяч молдаван из 3 миллионов. Reprezentanții Ministerului Economiei, vă rog frumos, conectați-vă, mai mult de 80% din exportul din domeniul agrar, fructe, legume și mai este pe acolo, se duce în Rusia, așa zice doamna Iraida. Nu cred, doamna Iraida, au scăzut foarte tare în ultimii ani exporturile în CSI, în mare parte în Rusia, mai ales asta e mâna șefilor nevoastre, care au pus tot felul de embargouri, o interzis, au zis că niharoșă e vașă vina, trebuie vopsit garduri cu dânsele și multe alte măsuri. Și în plus, noi am crescut mult exporturile în Uniunea Europeană. This is a fact, doamna Iraida. Dar n-are cum să știi, înțelegi că e foarte tare să grăghești, nu mă auzi la aeroport, bă! Și vezi, camera filmează așa, de la cap până la buric, noi nu știm mai jos. Poate într-adevăr ceva arde, de asta își vorbește repede. Oi, 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 de la Iraida la Bogdan Țârdea, stai o leacă, eu nu rezist, acest cocktail mă face să vreau să nu mă opresc. Stai o leacă. Deci, o terminat Iraida. 600 тысяч молдаван из 3 миллионного населения работают у нас в стране. Я напомню, что из России уже в течение многих лет мы получаем больше всего трансфертов, денежных. Трансфертов? Богдан Цырдев за трансфертов? Ладно, сыдзыщи, мари эмоций. Денежных трансфертов, ел дедов, сыдзыщи, трансфертов! Трансферт! Дорогие русскоговорящие, если есть, которые урмарируют эмиссию Лумину. Как правильно? Трансфер? Д. Или трансфер? Помогите Богдан Цырдев, он как-никак депутат, нуждается в нашей помощи. Итак, Что он говорит? Это порядка около 1 миллиарда долларов ежегодно. El zice că anual din Rusia și mai mulți bani vin în materie de remitență. Aici îi dăm dreptate. Într-adevăr, e adevărat asta, da. Cel mai mare volum de remitență, bani trimiși oficial, că altfel n-ai cum să-i calculezi. Nimic nu calculează plicurile prin marșuci, prin oameni, prin cunoscuți, prieteni, dar bani transmiși prin Western Union și alte chestii, și mai mulți vin din Rusia în Republica Moldova. Și el zice că părea miliarda. Îl credem? Hai să-l credem pentru început. Și continuă. Ok, aici Bogdan Țârdea o leacă minim 100 pe fiat. El a zis că din Rusia vine în jur de 1 miliard de dolari în Republica Moldova și asta e părea palavina bugetă. Palavina bugetă. Cât e un dolar? 17 lei? 18 lei? A din miliard dolar, cât asta faci? 18 miliarde de lei? Deci bugetul nostru ar fi 36-40 de miliarde. Aici îi dau dreptate. Bugetul, dacă stăm să căutăm și intrăm pe site-uri, e că noi ne uităm așa, da? Bugetul, stai aia. De exemplu, guvernul a aprobat bugetul pentru 2018. Și bugetul de cheltuieli, nu, de venituri, este 36 de miliarde de lei. 36 de miliarde de lei este 2 miliarde de dolari. Ca și cum ar fi adevărat ce îi spune Bogdan Țârdea, jumătate din buget, asta remitențele din Rusia. Dar de fapt, există grafici foarte clare care arată că remitențele din Rusia sub jumătate de, ce și-a spus Bogdan Țârdea la început. Și el pe noi ne minte, deputat, parlament, eu credem că el e ceva informat. Adică încă o minciună, la distanță de câteva secunde. Nu, dar nu poate fi. Dar eu când citeam comentariile pe Facebook, la video acolo era «Спасибо, Ираида!» Nu cum, și drept s-au împărțit părerile. Una era «Пошел нахуй, иди, соси отсюда, иди, соси, мы тебя не любим!» Și e și foarte constructiv, foarte bun comentariu. Și altul era «Спасибо, Ираида, за честность, проявленная в этом репортаже!» Și o leacă te faci și stremuri asemenea informații. Așadar, Bogdan Țârdea minte cam cu vreo 100% din ce aici grăiește el în reportaj. Mergem mai departe, îl observăm pe... Ho, cântărețul la gitară, как тебя зовут? Привет! Mi-a fost dor de tine! Вы найдете здесь хотя бы какие-то 10-15% людей, которые не хотят считаться с Россией, которые не уважают Россию, которые не считаются с русской культурой, с русским языком и так далее. За спиной этих решений стоят, наверное, партнеры. Я не могу сегодня обвинить, значит, кого-то конкретно, персонально, но очевидно, что Stepaniuc, grăiești că în Moldova e greu de găsit oameni care sunt împotriva Rusiei, împotriva la tot ce înseamnă Rusia, iazâc. Dar, scuze, și primul zici că ăsta zapadnă e partior și jinoveț. Să pune oare întrebarea dacă noi suntem împotriva Rusiei ca bogății
literară, ca bogăție de cultură, ca bogăție de cinematografie, nu înțeleg. Despre asta e reportajul. Dar culmea culmilor e că eu trebuie de la asta de fapt să încep, ca să înțelegeți pe unde noi pornim. Asta nu e proasta, a venit Iraida și povestește. Știi că în jurnalism trebuie să fie o explicație. Почему это важно сегодня? De ce acest reportaj apare acum? Nu, el a început o motivată. Sunt mai multe măsuri antirusești luate în Republica Moldova. Și eu a venit pe loc să descoperi și stă la mijloc. Cine de fapt e autorul acestor lucruri? Dar din ce și vedem noi pe Facebook, din titlu, scrie așa: Страна брошенных детей. Кто пишет для Молдавии украинский сценарий и зачем из страны пытаются вымести все российское? Страна брошенных детей. Eu până la mult am văzut numai pe Țârdea și pe Stepaniuc, încă n-am văzut brошенных детей. Dar noi suntem oameni curioși de fire, noi continuăm să urmărim, așadar. Куда им идти? Где и работать? Вот кончат школу, куда идти работать? И учиться, куда идти? Тоже надо и учиться где-то. А денег мало. Страна брошенных детей, потому что родители уехали на заработки. Остались деды и бабки. Те, кто не может уже зарабатывать очень тяжелый хлеб. Гастарбайтеры. Из 3 миллионов молдаван только официально в стране остается постоянно 1 миллион. Din 3 milioane de moldoveni, oficial rămân în Moldova în jur de 1 milion de moldoveni. Oficial. Conform ultimului recensământ, nu asta e situația. Sunt peste 2 milioane, 2 milioane 700, dacă nu greșesc. Dar Ираида are date oficiale. Хо-хо! Я на очень быстро добивается своих данных официальных. А ну, шинка, вы урмарите, да? Парламент, Богдан Цирдя, ремитенцы, Степанюк, зачем ничего антироссийское нету, это партнеры, бам, копки, бам, ситуация демографика. Ажют мои рыды, да, санцелей, гунди, ты врешь, ажют, сейчас репортаж. Мы в России, а Европе. Кто помоложе, будет хлопками, и там не остается. Pleacă lumea din țară și nimai mai tânăr pleacă. Am înțeles. Bărbatul pleacă și e după asta soția, am înțeles, ea ca și rămâne din casă. Și? Здесь все началось намного раньше, чем в Украине. Femeia chiar vede foarte mult similitudini. Ok, maladeț, hai. И это главный аргумент против дружбы с Россией, тогда без виз отменен. Антикоррупционный суд, который стал главным инструментом борьбы за власть и главным рычагом Запада. Приднестровская проблема, которую решать не хочется. Ведь если не пугать сепаратистами, тогда нечем будет объяснять, почему живут в бедности и в долгах. По плану Кожика ее должны были решить еще в 2004-м, подписать мир. Ираида, по плану Стамбульского договора вы требуете мне 20 лет, аппроапе, с водушец к миротворцу из Транснистрия. Потому что миротворец это человек, который делает пача. Я сам сигур, что аппроапе 20 лет около не нужно людей, которые сфакают эту пачу в Транснистрия. Аре фост файн са се унеска амбели малори али министрului. Шо са не экзисти стати инвентати. Dar și îți spun eu asta ție, Iraida, că tu reprezinți interesele Rusiei probabil într-o oarecare fel informațional. Nu mă bag eu în cașa asta mare. Nu. E drept ce spui tu, da. Republica Moldova folosește Transnistria drept pretext pentru subdezvoltarea ei economică. Пиздец. Здесь рассказывают, что тогдашний президент сходил накануне подписания и прилета российской делегации в гости в американское посольство. И наутро уже был с официальным визитом в Италии. Подписание сорвалось. И это целый букет Молдавии, когда вся республика знает, только что из бюджета был украден $1 миллиард. Практически все, что... А еще перла перлилор. Это букет Молдавии, когда вся республика знает, что из бюджета украли почти $1 миллиард. Ше арата дела парламентарий Карибео Шампании. Да? Parlamentari care beau șampanie la case, presupuse case de oameni bogătani din Moldova, printre care o casă, a doua și a treia, casa de la Buiucania cui? Afișorului părinților care îl ajută, Igor Nicolaevici Dodon, unde dai și unde crapă, băi, ce facioși? Voi ați fost invitat de Dodon, trebuie să-i mulțumești lui Dodon și tu în momentul în care povestești de furtul miliardului, arăți casa pe care Dodon se trudește de ani de zile să o răscumpere cu ajutorul părinților, cu ajutorul soției care cu chiu cu vai din banii ei acolo undeva la fundația, din sufletul fundației ei, sau cum asta se cheamă, de la dânsa din fundația sufletului e scoate și dăruiește.
Бей, Ираида, бей. Доам ферешт Цафли, Игор Додон. Ну, не аратат видео ста ла ними. Ужас. Доам ферешт Цафли. Вă rog frumos. Să nu vă dea în cap să apăsați share, moș. Cum poți să grești de furtul miliardului și să arăți casa lui Dodon? Să grești de dor, de părinți și să arăți casa lui Dodon. Așa da. Mergem mai departe. Когда избранный народом президент пытается заблокировать назначение министрами тех, кто воровал, его лишают полномочий ровно на время назначения. И когда идею... Избранный президент, честно избранный президент, он шеркат, зыкну, шпюрма довара дзусну, шпюрма кашкому он калкат он фил де конституции, шпюрма кашкум... Блин, тот им потревалуй. Și, dar știi împotriva lui din partea cui? Din partea la și care nu l-au susținut deloc. Nu, eu susținut candidatul pro-european. Așa a fost, așa e țin minte. Marian Lupu s-a retras, a făcut ședință, a făcut conferință de presă și a zis noi susținem candidatul pro-european cu cele mai mari șanse. Și așa și-a făcut-o. O susținut-o pe Maia Sandu până nu a îngropat-o în știri false și alte chestii propagandiste. Și iaca, și iaca, dar Dodon a ajuns președinte. Aha, mai departe. Мы хотим стать великой Румынией, опять объясняют просто. Тогда мы автоматом станем членами НАТО и ЕС, заживем. Так же, как в соседней Украине. Здесь националисты в вышиванках и рассказ о великой Румынии, частью которой Молдова была 100 лет назад. Вы можете представить, что Румыния, она ведь тоже стоит с протянутой рукой перед Брюсселем. Кстати, каринг фаза. Типа, n-are rost să grăim despre faptul că am putea și partea României pentru că tocmai 100 de ani în urmă asta a fost. Adică, mult s-a schimbat, ne pare mai argument, doamna Iraida. Deci că tocmai 100 de ani în urmă erați, așa că neceva mult să mai grăiți. Zașibis? Bună logică. Da, e prosim genet, e mult prosim genet, da? Iată, noi prihodim, e prosbe la genga, dăbăleam și obnul prosim. Nu știu ce prestaim. Nici asta n-am înțeles. Adică îți duci și Moldova și are granturi, susținere de la Uniunea Europeană. România are parte de și mai multe granturi, susținere de la Uniunea Europeană, făcând parte din Uniunea Europeană. Și amă noi ne mai ducem cu încă o cerere. Și eu încercat să zic mușă cu ista. Deși lucrurile n-au rost și nu se leagă. Blin, parcă s eu la lucrarea de control la istorie, în clasa 10 a 11, când pur și simplu scriem breduri și punem epitete și metafore și cifre aleatorii și citate inventate doar ca să am o notă mai bună. De ce? Stai cum mă spari femeia asta, parcă e o doză de... Stai o leac, Iraida, eu trebuie să mă pregătesc cu tine, nu știu cum îți dai mai lent, că îți grezi cu mai lent. Из своего офиса в центре Кишинева очень внимательно наблюдает за происходящим и очень многое начинает осознавать, потому что суть его последнего доклада по Молдавии сводится к тому, что мы прекрасно понимаем, что очень многое в политике Молдавии завязано на персоналии, и власть очень сильно зависит от олигархов. Не та элита сейчас у власти, мы должны вырастить новую. А если парламент начнет принимать законы, которые ограничат наше финансовое влияние и ограничат нашу возможность вырастить новых активистов, мы будем этим крайне недовольны. Eu îmi imaginez europeanul care scrie acest document. Dragă Republica Moldova, eu n-a să vă permit să votați legi care să facă ca noi să vă dăm mai puțini bani. Nu-mi place că voi vreți mai puțini bani de la noi. Da! Tare, Filip, Candu, Plaha, Babuc, Tețvor, mult mai puțini bani și încep să votez asta în Parlament și europenii zic ai, nu votați legi ca noi să vă dăm mai puțini bani. What the fucking fuck? Unde e logica în tot asta? Și e, adică cum sunt treșterile astea dintr-un cadru în altul, așa și în mintea mea am avut după acest reportaj. Eu nu pot să mă supăr sau să-i scriu urât sau de bine aceste iraide, pentru că nu e clar ce vreau să spună. Serios, pur și simplu niște invenții. E că eu pe Magda uneori o ascult, ea moare 2 ani jumate, fiicme. Măi, grăiește, tata, du-te la școală, mănâncă cartofii, foarte gustos, zăpada, ne jucăm. Zic, ok, am înțeles, dar n-are niciun rost, dismissed, la revedere. Așa și aici, nu prea înțeleg, și la revedere. Я не думаю, что сегодня в Европе нужно столкновение Румынии с Украиной за Буковину, Бессарабию. Впишутся, так сказать, турки за Гагаузов. Россия заступится за 200 тысяч российских граждан, проживающих в Приднестровье. Там будет Болгария, Добруджа и так далее. Заварится такой котел, из которого выхода не будет. Фак, я кайстый журнализм офигенный. Когда ты начинаешь интерпи гуамени, де че ну е бине се întâmple шева, care-i slabe șanse să se întâmple în curândul apropiat. Dar deși totuși nu-i bine asta să se întâmple. Tu înțelegi? Peste 320 de miliarde de ani, soarele pe care noi îl vedem acum, mai puțin eu în Canada, soarele de pe cer va fi nu ca o sferă, dar va fi ca un cub. Și pentru a preveni acest lucru, trebuie peste 300 de miliarde de ani noi să facem anumite măsuri. Și pentru asta trebuie luat interviuri amu. Amu arde subiect. Mulțumim, Raida. Și amu! Intră în acțiune!
Cine e acest domn? Scriitor! Scriitor! Protestatar! Omul cu noua generație salvătoare nației! Regele paletcilor din 2003-2004! Iurie Roșca, angajat în TV Moldova. Și ce are de spus el? Ni Евросоюз, представители Евросоюза, ни Соединенные Штаты не выражают ясных и внятных сигналов по тому поводу, что в Республике Молдова нет свободы суда, независимости суда, что Конституционный суд является практически группой адвокатов нынешней власти. Ничего подобного не слышно. Миоля, где дрептати дал у Юра Рожка, дар амбассада Статлор Нити, Униуня Европеана, комиссия для Венеция, шо экспримат недовольства ку ультимили масури, каре ту, ш преспуши и намич, социалисти versus демокрации, у адоптат у нов систем электорал. Și zic că e o rușine, ne pare rău, regretăm că Moldova a mers pe calea asta. Nu a putut să influențeze această decizie suverană a Republicii Moldova. Din păcate pentru mulți dintre noi, nu a putut să o influențeze. Dar mulți și-au exprimat dezacordul cu ea. Cu toate astea, ne voastre, cu așii pe care voi îi numiți inamici și anti-ruși, ați votat acest proiect de lege, care taman pentru voi doi e ultra-avantajos. Mai departe! Так же, как в соседней Украине, здесь олигархи на месте борются за власть с олигархами в столице. С предсказуемым результатом. Голодовка депутатов в городе Бельце с точки зрения политиков столкновение ее серого кардинала, олигарха Плохотнюка, с противником Рената Усатая. Для местных жителей крик о помощи уже почти рутина. Все прекрасно понимают. Осенью выборы. Бэда, фмеса конгрешнин титлор дештирь. Крик о помощи. Почти 100 рутина. Жители Бельца. Почти 100 рутина. Крик о помощи. Местного Плохотнюка. Местной мере? Да в это поврушь. Cum poți să înțelegi și grăiești e? Deci numai și eu adus exemplu Belțului unde se protestează anti-Plahotniuc și că și cum nu mai are niciun rost. Aoooo, dar poate vrei să vorbim, dragă Iraida, despre cum teritoriul Republicii Moldova totuși s-a împărțit în circumscripții electorale și cum în teritoriul Republica Moldova PD și PSRM controlează TET la nivel de consilii raionale, municipii, consilii municipali și mai departe. Nu vrei să grăim, pentru că voi aveți o luptă inventată, yo-ma-yo. По простой логике, если народ выбрал только что президента, который хотел бы дружить с Россией, он подтвердит свой выбор и на голосовании в парламент. Но по логике здешней, расклад сил может быть абсолютно непредсказуемым. Вот здание президента... Бэйши трещер, дебили, серьез? Офигеть, тут сбор интернет, Ираида. Давай, Ираида, рассказывай, что там, что тебе видно там? Но по логике здешней расклад сил может быть абсолютно непредсказуемым. Вот здание президентского дворца в 2009-м, сразу после парламентских выборов, на которых победили коммунисты. Его захват стал началом госпереворота. Снаружи видимых разрушений нет, но изнутри все здание сожжено и разграблено. И с 2009-го оно стоит со строительным забором, потому что у Молдовы нет денег на его восстановление. И сегодня именно это здание. И символ того, что бывает, когда политики не могут договориться и не хотят услышать волю народа. И повод для размышления. Может ли Молдова сегодня позволить себе разжигать политическую конфронтацию? Ой-ой-ой-ой-ой, наверное, не может позволить разжигать. Спасибо, Ирида, рассказала нам о здании президентуры. А почему не рассказала, что депутаты еще кумпарат фарти мулты хартии девичевши пшик-пшик с нумераса коло куришору дикыта фиолетовый лилиак флоричели трандафир шо фрумусезат парламенту ку люстри, ку на, ку алта, ку бэй, ку плитч. А, поти де аста ну ажунс бань, пентру ка дим бюджету țării s-a dus în reparația parlamentului. Și zicem, dacă este un parlament frumușel, pentru ce nu o prezidentură, dacă mai este o clădire acolo pe Nicolae Iorga Ndeal. Mulțumim tare mult! Mulțumim, Iraida! Mulțumim, Igor Dodon, că tot și-a invitat-o în țară și a respectat într-un fel niște norme mondiale de jurnalism. Maladeț, dă-i voie să grăiască! Repet, asta e ca și pachetul de țigări. Tu știi că asta e o travă, dar tu ești liber să fumezi. Tu știi că alcoolul e intoxific pe tine. Intră în tine o toxină, te faci sau să simți gine sau să simți rău, depinde de cantitate. Dar tu știi și asta. Tu ai cap pe umeri, ai peste 18 ani, tu gândești liber, eu sper. Și tu știi asta, așa că las-o să intre. Pentru că asta e numai gine. Adaugă, nu, asta e foarte multă valoare adăugată la tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Pentru că asta numai reconfirmă niște scheme murdare care se întâmplă pe intern. Și te faci să te gândești că tot ce e mai rău pentru Republica Moldova, se află în Republica Moldova, nu în afara țării. Și că au apărut acest reportaj, eu m-am adâncit alea că citesc comentarii, acolo sunt comentarii, cum am zis la început, pentru cei care s-au conectat mai devreme, de la ură, de la Iraida Pașola, Tsuda, Idi, Sasie, Tă, Dura, Nipanea, foarte constructive,
Пынла Ираида, спасибо вам за честность. Пынла Хея, вы никогда не думали, а почему именно в советское время появилась формация Плай, формация Норок? Это что, Румыния? Нет, Советский Союз. Мут, если плини десенсу, а колон комментарий, вы рекоманд, что вода кавет с тим плибер звоит асласта. Дар, акум, ревеним далеко до Република Молдова. Я кану я вим, уамень кари лупты. În mod public, în mod deschis, încă nu știm cât de sincer, dar luptă cu propaganda. Mai ales cu emisiunile informative, analitice, emisiunile de știri, emisiunile militare din Rusia. Din statele care nu au ratificat, nu și convenția acolo, Ian. Ok, am înțeles, asta e foarte bine. Dar tu, ca partid de guvernământ, luptând împotriva propagandei, nu știu cum mă faci să mă crezi că nu duci lupta asta până la capăt, pentru că tu lupți cu factorii externi, dar tu nu într-un tine, tu ai un parazit foarte adânc. Și un parazit pe care tu nu numai nu-l observi sau poate nu știi de dânsul, știi, asta nu e un limbric de care tu să afli după asta la o zi, nu. Tu îl alimentezi intenționat pentru că el ți-e trebuie acest limbric. Acest limbric se numesc câteva televiziuni, câteva posturi de radio și de curând, din câte am observat, și televiziunea națională a intrat așa foarte adânc și frumușel în această schemă. Până mă parcă era mai discret, dar mă așa curat, curățel. A apărut în acest weekend o noutate, dar iarăși, vă rog frumos, pentru cei care au făcut jurnalismul, căutați ce înseamnă exact știri, ce înseamnă noutate. Și cum acest material video deloc nu se înscrie în definiția cuvântului știri. Haideți să urmărim ce ne povestește televiziunea națională, instituție publică alimentată din bugetul statului, și ne povestește nouă despre o întâmplare din acest weekend. Weekendul care a trecut. Poate ceva, concertul a fost, poate sărbătoare, poate expoziție, ceva să vedem. Ce ne povestește nouă? Așadar, după ce ieri au învinuit-o că și-ar face PR politic pe seama primarului de Orhei, astăzi au venit să curețe zăpada din fața sediului PAS. Prin acest gest, mai mulți simpatizanți ai partidului Șor au vrut să-i transmită Maia Sandu să vorbească mai puțin și să muncească mai mult. Deocamdată liderul PAS nu a venit cu o reacție. Ieri, mai mulți susținători ai lui Șur au pichetat sediul PAS, învinuind-o pe Maia Sandu că ar fi implicată și în furtul miliardului. În replică, liderul PAS a spus că starea gravă a lucrurilor din țară a fost cauzată anume de Șur. Ea promite că o să fac curățenie în țară, dar noi nu vedem nici curățenie în fața oficiului dumneavoastră. Măcar că este duminică, dar trebuie de început acțiuni concrete, dar nu doar vorbe. Am decis să venim să arătăm ce înseamnă ordine, ce înseamnă a lucra și ce înseamnă fapte și acțiunile concrete. Am decis că aici... Fapte și acțiuni concrete. Oameni îmbrăcați în halate de medici cu inscripția ȘOR au venit la Orhei duminică la Chișinău să dezăpezească un sediu de partid care închiriază această casă și au postat inscripții Uborca Office-a M. Sandu. Tu ești pe trotuar. Tu nu ești în office-ul Maia Sandu. Și za jis noi urmărim, amu. De ce? Televiziunea publică trebuie să filmeze asta. Și bineînțeles să adauge că Maia Sandu n-a venit cu nicio reacție. Dar tu nebos te-ai străduit să o afli această reacție duminică, povestind despre această prostie. Really, sincer, noi am o să povestim despre fiecare acțiune a aripilor de partid din Republica Moldova. Unul curț, altul varsă rahat pe sedii de partide. Astea sunt motive de știri. Asta pe noi ne-a învățat la jurnalism. Dar noi ca și cum pe noi ne doare că bugetul nostru, da, banii care sunt plătiți din impozite, din contribuabilii, cei care au activitate economică Republica Moldova, care plătesc bani și o parte, se duc pe așa rahaturi. Noi ne uităm la asta. Dar rahatul nu se pornește aici. Andrei Popov a postat pe Facebook că vabșeta, și aici a fost la televiziunea publică națională, a fost replicat după asta aproape toci v toci la televiziunile lui Plaha. Nie, nu ne-a venit a crede. Cum adică? Stai puțin, eu știu că ăștia de la Plaha uneori trimit publică și acolo stăm microfonul de la publică și îl arată la tăi patru televiziuni. Dar amu, avem un reportaj de la Canal 2, în care nu există niciun microfon de la Canal 2, Canal 3, 43, Publica Prime. Este doar microfonul televiziunii publice. După ce ieri au criticat-o pe liderul partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, precum că aceasta nu poate face ordine nici măcar în fața sediului propriului partid, astăzi, susținătorii lui Ilan Șor s-au pus pe treabă. Aceștia au venit dis de dimineață la sediu și timp de câteva ore au curățat trotuarul de zăpadă și gheață. Fac, mă doare pânșile când mă văd pe astea.
Înarmați cu lopeți, mături și materiale antiderapante, tinerii s-au mobilizat și au făcut ordine în fața sediului Partidului Acțiune și Solidaritate. Acest gest vine după ce ieri susținătorii edilului de Orhei, Ilan Șor, au venit să protesteze la sediu și au observat că liderul PAS nu poate să facă ordine nici măcar în fața clădirii partidului pe care îl conduce. Tu, ca jurnalist, faci un reportaj, nici pentru un secund nu pui la îndoială acest gest. Reconfirm, tăi spun ei, da, ei fac ordine, pentru că e ca urmare a faptului, că mai l-a învinuit Pșor, că e pune presiuni pe justiție. Deci tu te ești pro această mișcare a unei aripi de partid. Asta se mai cheamă jurnalism? Ne dumai eu, mai departe. Ce? Asta deși se vrea la guvernare. Am văzut ieri o murdărie și o mizerie în fața oficiului. Microfonul Televiziunii Naționale. Mesajul nostru către doamna Maia Sandu este că să înceapă curățenie de la dânsa din fața oficiului din ei, da? Pentru că ea promite că o să fac curățenie în țară, dar noi nu vedem nici curățenie în fața oficiului din ei. Nu, cum poți? Eu nu înțeleg. Nu, Maia Sandu multe greșeli a făcut. Eu vreau să fie președinte, dar metropolitul a zis clar. Tu nu poți fi președinte dacă nu ești cununat, dacă n-ai trei băiței, dacă n-ai casă la Buicani. Maia Sandu vrea să fac ordine în țară, dar... O nins, dar e n-o curățit în fața partidului. Înțelegi, e n-o curățit trotuarul, zona publică, e n-o curățit asta. Cred vă zna, nu înțeleg cum poți vopșesti nici, cum poți activezi în continuare în politică, nefăcând lucrurile astea elementare. Site-ul agora.md o lichid foarte ghinișor. Unde e asta? Ia cât-o. O lichid tare ghinișor și aici a făcut Canal 2 și TVM, ca să înțelegeți similitudinea. După ce era criticată de liderul partidului Acțiune și Solidaritate, să lasă treabă. Ia că uite. Acest gest vine după ce ieri susținătorii edilului de Orhei, Ilan Șor, au venit să protesteze la sediu și au observat că liderul PAS nu poate să facă ordine nici măcar în fața clădirii partidului PEC. Tu nu folosești cuvintele nici măcar atunci când relatezi ceva. Tu nu generalizezi așa cum ți-e spune cineva dintr-un partid, eu. Care îl conduce. Prin acest gest, mai mulți simpatizanți ai partidului Șor au vrut să-i transmită Maia Sandu să vorbească mai puțin și să muncească mai mult. Câtă fantasmagorie este în asta, pornind de la reportajele astea în sine, de la transferul reportajelor de la un canal la altul, până la lovitul cu lomul în asfalt. De ce? De ce asta nu e o piesă de teatru sau un film, dar asta e fapt real întâmplat, difuzat la TV? Mesajul nostru către doamna Maia Sandu este că să înceapă curățenie de la dânsa din fața oficiului din ei. Frumos? Pentru că ea promite că o să fac curățenie în țară, dar noi nu vedem nici curățenie în fața oficiului din ei. Ea promite că o să fac curățenie în țară, dar noi nu vedem nici curățenie în fața oficiului din ei. Решили показать ей, как нужно наводить порядок не просто обещаниями, а реальными делами. Мы решили, что здесь слишком грязно. Англичистка Аличесте прямо-то мизерием, а Венеция Томайя Сандухун требует выкупу ордене, ну, для компромиссию, дальше факты. Și tata-star și știi, e un caz unitar despre care probabil n-ar merita să vorbim. Zici, băi, ok, să zici, m-a încercat TVM pe bune să o suni pe Maia Sandu, n-a răspuns, o relatat așa o leacă tendențios. Nu trebuie chiar de aruncat cu chietri, nu? Să zicem că s-a afpadenie. Dar totuși, microfonul de la TVM e în cadru. La TVM există sigla, atunci când te uiți la televiziune, iau o siglă, simbolul acestei televiziuni este acolo, logo-ul lor. La Canal 2 era fără logo-ul de la TVM, asta înseamnă că eu am avut acces la materialul brut, care nu a fost dat în emisii. Cum asta se întâmplă? Au o comunicare specială, Canal 2 cu Moldova 1? Ziarul de Gardă a scris un articol foarte fain, vă recomand și vouă să-l găsesc pe Ziarul de Gardă, în care o sunat la o reprezentantă la Institutul Public Național Audiovizual, cum se mai cheamă, Moldova 1, și Teleradio Moldova, și-a întrebat, dar cum așa se întâmplă? Și s-a întâmplat? Cum s-a dus materialul ăsta încolo, dincolo? Și mai întâi, o doamnă de acolo a zis că asta e ilegal, așa ceva nu se poate, ia că uitați-vă și scrie Ziarul de Gardă. Natalia Beregoi se numește ea. Natalia Beregoi a zis că asta e ilegal. Îi trebuie spre ei din prima sursă să spună care e prima sursă. După asta i-a revenit peste vreo oră jumătate cu un telefon la Ziarul de Gardă și a zis că de fapt există... Asta e o scăpare din partea la Canal 2, de fapt există de mult timp, de 150 de ani colaborare dintre Canal 2 și Moldova 1, așa că nu e nici ilegal. Tu nu poți să lucrezi la o instituție publică, nu poți să lucrezi la Moldova 1 și destul de convins să răspunzi unor jurnaliști că s-a produs ceva ilegal, s-a furat niște materiale și amândoi stăm și ne gândim cum a putut Canal 2 să aibă acces la un material care nu a ajuns în emisie, pentru că tu îl montezi pe computer, după asta el se transferă într-o bază
de videouri, din baza și de videourile astea accesat din regii și îți dai play în emisie și tu vezi cu tot, cu logo, burtiere, titluri, numele jurnalistului, numele oamenilor care participă în reportaj. Dar Canal 2 a avut varianta fără tăti pribambasurile astea. E și eu venit la sediul la Moldova 1 cu 40 de dischete și a furat reportajul. Băi băieță, ei, și se întâmplă ca după asta peste o oră jumătate să înțeleagă de fapt Natalia Beregoi să-ți aducă aminte că este o colaborare între Moldova 1 și Canal 2. Hâză, dragii mei, dacă există oameni care lucrează pe la Moldova 1 sau pe la Canal 2 și vreți să-mi confesați ceva, scrieți-mi măcar în privat, dacă vă temeți în public, măcar în privat, să înțeleg și el puțin eu să nu mor cu taina asta nerezolvată. Dar sunt multe lucruri frumoase în general în acest reportaj. De exemplu, o fișcă faină este acest screenshot de la Publica. Eu după asta am intrat pe Publica și pe TVM. Pe TVM nu mai este reportajul, este gata. Este doar fără zăpadă în fața sediului PAS. Video nu l-am mai păstrat. N-am reușit să-l descarc. Și pe Publica, tot l-o șters și de pe Publica, dar în schimb cineva a făcut un screenshot super fain. Ia uite-l. Hai, băi. Ia-te-l. Ops. Minunat. Frumos. Șor îi curăță curtea lui Sandu. Brioc. În primul rând asta e trotuar. În a doilea rând nu Șor curăță. În a treilea rând nu curăță de a fac o fișcă populistă. În a patrulea rând asta nu e al lui Sandu, e Public. Pentru că Maia Sandu e din partidul PAS care închiriază acest sediu pe strada Alexei Madievici. Băi, de ce? De ce? Noi știm deși, pentru like-uri, pentru click-uri, pentru atragerea atenției. Dar există, în spate, la tata asta nu e un robot, în spate, la tata asta sunt oameni. Fiecare sună își dau comanda, fiecare execută. Și îi spărtaș la asta, for fuck's sake. Și cu toate astea, oamenii care alimentează acest limbric pe nume televiziuni, Publica, Prime, Canal 2 sau cum se mai cheamă, și iarăși, noi putem în tătuala asta putem să lichim și jurnalul. Pur și simplu, acum nu despre jurnal e vorba. Dar oamenii care alimentează televiziuni cu scopuri electorale, populiste, oamenii ăștia pretind totodată să și lupte antipropagandă, propagandă rusească, care vine să distrugă aspirațiile noastre pro-europene. Really, civac? Tu atât de tare vrei în Europa încât difuzezi așa ceva, încât tu fuți ideea de mass media ca a patra putere în stat? Și eu, în decembrie, am găsit un reportaj public și zic, blin, cum să fac, cum să grezi despre dânsul, mi s-a părut prea subțire, n-am avut cu ce să-l leg, dar știem ca să apară un motiv. Și acum vreau vouă să vă-l arăt. Poate voi l-ați văzut, poate nu. Dar în decembrie, pe Publica, a apărut un reportaj, dacă și pe Publica, înseamnă că și la alte televiziuni, se numește așa, Duelul Protestelor. Maia Sandu, preună cu echipa, au plecat în fața judecătoriei, la Buicani, dacă nu greșesc, să protesteze că atât de târziu, până nu avem nicio decizie în privința lui Șor. Stărăgânează, nu-i traducerea din limba rusă și Șor ar trebui să stai 7 ani jumate, de el, bine mersi, aruncă fiercuri în răghei și inăstrană investoră se distrează. Și a complicat Maia Sandu acolo să protesteze. Și eu vreau vouă să vă arăt a doua jumătate a reportajului. Voi puteți să-l vedeți stăți, nu zici că eu vă tai și aici nu-i trebuie. Pur și simplu din criză de timp și din fapt, din motiv că asta e tare prețios, anume perlele care apar în a doua jumătate. Haideți să vedem cum arată și despre ce-s greu. Stai, dar eu drept am deschis, asta e VLC. Stai leac, da. Maia Sandu protestează și la un moment dat se arată în spate, acolo în spatele Maia Sandu, care a venit cu vreo 11 oameni. Se arată cum a venit. Eu cred că ieșesc vreo 120 de oameni, doar că Publica zice că sunt peste 200 de susținători al lui Șor. Deci Maia Sandu protestează, pe scări, la judecătorie, la Buicani, dar jos au venit 100 și ceva de oameni care îl susțin pe Șor și protestează împotriva Maia Sandu, care n-are nicio funcție publică, nici un atribut. E vine să facă dreptate sau să exprime poziție civică apropo de injustiție. Și oamenii protestează împotriva Maia Sandu. Dar cum de oare? Și Publica tot asta arată. Nu văd nicio legătură. Nu cred să fie vreo legătură. Nu. Ia hai să vedem. Cred însă că lidera PAS ar trebui să lucreze mai mult pentru oameni. Și am un curg gârlă perlele și părerile oamenilor care protestează pro-Șor anti-Maia Sandu. Atenție. Jos mâna Dipișor. Dipișor se scrie împreună. Jos mâna Dipișor, protestează lumea. Omul ăsta mai ține, nu mai dă ceva. Și-o leacă mă ierte, mă leacă mă este ea. Dar doamna Sandu cine dă? Știi numai vorbi numai? Știi a promite? Școlile o închis, tot o închis. Și acum ce? Și acum de-am contra Șorului e de-a.
Băi, chestia asta trebuie transcrisă. Chestia asta trebuie să devină citat. El ne mai dă și ne mai dă. Acolo undeva mai ieftin, dar acum Maia Sandu și ne mai dă. Nu ne dă, nică. Și acum e și contrașorul lui Deamu, sau cum Deamu? Contrașorul lui. Nu ne mai dă nică. Oamenii vor lor să le să dea lucruri. Macaroane, crupe, concerte, fiervercuri. Pentru că asta înseamnă să alegi un demnitar. Asta înseamnă să delegi pe cineva să execute o funcție publică. Așa-i? Maladeț. Anul 2018. Afigheti. Voi încă urmăriți acest live și încă nu n-ați sunat la nici o rudă de la țară, n-ați sunat pe nimeni de la sati care se uită la publici, nu? Maladeț. Dar și să vă usteniți, și să vă obosăți. Huh! Вместо того, чтобы помогать как шор, и не сидеть, и не друг друга обижать. Не надо друг друга обижать, надо помогать как шор. И дальше? Влад на ходню газеты посылает, мы видим, как он работает. Пусть и Санду точно так же. Фимея, увинит, сосусцина пешор. Что значит Влад Плохотнюк? Ла каналу ну Влад Плохотнюк, сосусцина пешор. Что значит Влад Плохотнюк газеты посылает? Пусть так же делает Майя Санду для народа. Майя Санду, что ж ты тебе непонятно делай для народа? Посылай газеты людям. Делай, как Влад Плохотнюк. Да, мы поддерживаем Шора. Влад Плохотнюк, да, он там с юстицией не хотят закрыть. А кто хочет закрыть? Майя Санду, коронари функции публиканстат. Да, Майди партии Марина Таубер. Симпатяшка, говори давай, что ты нам скажешь? Че факу дом на часто? Че факу дом на часто? Че факу Майя Санду? Че факу, я? Ceva în genere pentru țară. Ea face numai flashmob-uri, joltei șarfichii și Facebook-ul. Maia Sandu face flashmob-uri, joltei șarfichii și Facebook-ul. Ce Maia Sandu, ce-ai făcut tu, mă? Ai făcut ceva bijuterii din lut polimeric? Ce-ai făcut tu? Ce-ai făcut tu? Ai făcut brânză de oaie, ți-a urmat zero? Ce-ai făcut tu în general? Vezi, șarfichii faci tu? Maia Sandu a făcut Facebook-ul, zici Marina Tauber. Asta e noutate. Eu credeam că Zuckerberg are o contribuție la asta directă și absolut într-un fel, dar Maia Sandu de fapt a făcut Facebook-ul, așa cum ne spune Marina Tauber la televiziunea publică. Și cam mulți moldoveni, atunci când s-au conectat la Facebook și au vedea că Facebook-ul cere bani sau Facebook-ul te împli cu link-uri sponsorizate, a creadă că Maia Sandu a făcut Facebook-ul. Și aici eu cred că e destul de adevărat. Bine. Un singur cuvânt pot spun, un cuvânt românesc, vechi, zaiebiți. Frumos. Asta e tot ce ea face. Nu o să dăm voie cineva să facă aceste declarații despre liderul nostru. Da nu, dar n-o să dăm voie. Și atenție, cu ce-s termen reportajul? Ipocrizia, lipsa bunului simț, asta e figňa. Stai, că în finalul încununează opera. S-apropie un mujic de Maia Sandu cu un buchet de flori în mână. Oare de ce? La un protest? What the fuck? În timpul manifestațiilor, un bărbat a cerut-o în căsătorie pe Maia Sandu. Litera PAS nu a acceptat propunerea și l-a acuzat că florile au fost cumpărate din banii pe care Ilan Cior i-ar fi furat. Ulterior, bărbatul a fost alungat de secretarul general al PAS, Igor Grosu. Ah, fuck. Bineînțeles că primul meu gând, fiind un votant al Maia Sandu de anul trecut, primul meu gând era, fuck, Maia Sandu nu a reacționat așa cum trebuie. Maia Sandu trebuie să confrunte oamenii ăștia. Eu nu știu cum aveți să mă sunt eu acolo, fiind prima dată înconjurat de 150 de oameni, un ciudic care ne-a dus un buchet de flori, nu-s femeie, n-am fost acolo, dar primul meu gând era să-i confrunt pe oamenii ăștia. Fie că sunt conștienți, fie că sunt conștienți și-s plătiți să facă asta, dar ei trebuie confruntați, cu mâna pe umeri, complimentați, bună ziua, crăsivă-i vă șapăcă, crăsivă-i șarfic, cac de la, cum viața, sărbători fericite, la mulți ani, și atât, și gata. Și mai departe puteai să pleci. Tu ai echipa la Privescă, lângă tine. Tu ai echipa altor televiziuni. Dar anyway, amuni întoarcem la cealaltă parte. Un mujic o șerie în căsătorie pe Maia Sandu. Eu nu știu ce a încercat el să demonstreze. Că Dodon, lui Dodon nu i-a ajuns curaj, că el de vreo 3 ori a chemat-o, dar numai la film. What the fucking fuck? Și de adâncă pădurea asta. Și de adâncă pădurea asta și întunecată. Sunt oameni care fac așa ceva în anul 2018 în Republica Moldova și asta face parte din scena noastră politică. Noi am vrea să ne gândim la doctrine, la direcții, la strategii de dezvoltare, la integrare în Uniunea Europeană, dar noi trebuie să ne confruntăm cu gunoi de asta care ne este difuzat de oameni tineri îmbrăcați la costum, jurnaliști, Publica TV. În sfârșit, ne-am îndeplinit și să v-am arătat, v-am distribuit acest reportaj. Poate unii dintre voi l-ați văzut prin decembrie, sper că nu e foarte mare baian pentru voi. Dar eu țineam nespus să vă povestesc. Și amu, vreau să vă arăt
în contextul propagandii și a celor care luptă cu ea, un reportaj care a apărut recent, pentru că s-au împlinit 2 ani de când Pavel Filip a devenit prim-ministru Republicii Moldova. Da, 2 ani, dacă mă uit la oră, e fix 2 ani. 2 ani s-au împlinit la investirea lui în funcția de prim-ministru. Și Publica TV a făcut ce și fac niște jurnaliști. A făcut totalurile activității guvernului Filip. Doar că nu știu cum, m-am uitat la 4 minute de material, nu știu dacă vă o să vă arăt 4 minute, dar m-am uitat la 4 minute și n-am găsit un gram de critică. Măcar critică de asta gen, știi, o leacă de pălmuț la fund. Hei, n-ați rezolvat furtul miliardului, dar încă vă mai dăm o puțină șanță. Hai, 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 avante, munciți, munciți, știi, ca cu copchilașii. Dar nu, tot a fost pur și simplu super fain. Pavel Filip a descoperit Moldova ca pe o mașină stricată, o reparat-o, o pus-o pe roate, reputația în fața europenilor a fost recâștigată. Hai mă, caruleacă, să vedeți și voi. Guvernul Filip la 2 ani de activitate. Guvernul Filip, guvernul partidului care luptă împotriva propagandei. Guvernul Filip împlinește astăzi 2 ani de la investire. Mandatul său a început în 2016. Aista nu mai este. Guvernul Filip. 10. Cu stabilizarea situației din sistemul bancar, urmat de o creștere economică de aproape 4% și restabilirea încrederii partenerilor externi. Creștere economică de 4%. Wow! Eu nu sunt mare economist, dar atunci când tu ne anunți o creștere economică de 4% și inflația e 6%, mă tic o leacă, un pas înainte și doi înapoi. Da, iarăși, dacă sunt specialiști în economie, ajutați-mă în comentarii să înțelegem. E de apreciat sau nu o creștere economică de 4%? Pentru că eu n-am zis creștere economică de 4% în Japonia, în primer. Unde sunt multe miliarde și 4% cu multe miliarde fac mulți bani. Dar 4% când e vorba de capiș, într-o țară cu o inflație debilă de mare, nu știu dacă e de apreciat. Dar totuși, Publica, ca niște adevărat jurnaliști, au apreciat asta. Toate acțiunile noastre au fost gândite și realizate pornind de la ideea apropierii țării noastre de Uniunea Europeană. Corect. În acest sens, progresele sunt clare, iar schimbările pozitive evidente. Băi, e evident, ciuvac, e evident. Datoria internă a crescut? Da. Furtul miliardului? S-a întâmplat? S-au întors bani din furtul miliardului? Nu. S-au întors bani din activele vândute de pe la bănci. Zașubiți, deci e vizibil, niște progrese e vizibil. Mai departe, dă-ți dăm și progrese e vizibil. În septembrie 2016, Pavel Filip a asociat Moldova cu o mașină stricată pe care guvernul a reparat-o și îndreptat-o spre Uniunea Europeană. Rubiatușchi! Rubiatușchi! Era un Opel Vectra din 2001. Amu? Tuninguit? Mergem la... La Periganchi mergem cu mașina Republica Moldova. Înainte cu viteza lui Iraida Zinalova, nu? Porturile guvernului au fost răsplătite în toamna anului trecut, când eurodeputații au dat undă verde acordului de asistență macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro. Anterior a reușit semnarea unui program de finanțare cu FMI în valoare de 179 de milioane de dolari. Dar eu cred că, trebuie de pomenit și de cum europenii au apreciat, pozitiv sau negativ, eforturile Republicii Moldova de a schimba repede sistemul electoral din țară. Hrent, aminte, că despre asta nu zgrăiește aici. Rândul său, România ne-a acordat 150 de milioane de euro. Pentru noi sunt importanți și banii care îi vom primi de la Uniunea Europeană, dar este și mai important, cred că mult mai important decât banii, este atitudinea și această încredere care este oferită. Guvernul. Atitudine și încredere care este oferită. Dar poate ne uităm alea cu ochii și la oameni din Republica Moldova atunci când sunt întrebați în sondaj de opinie. Cum credeți? Cum trăiți voi? Ghinișor sau Cuiova? Și foarte mulți, peste 70%, cred că de fapt lucrurile nu stau tare strălucit în țară, ba din potrivă, stau destul de prost. Dar totuși încrederea și reputația au recapătat-o Filip. În fața cui? HZ. Membrii propriului partid. Filip a inițiat reforma pensiilor, deoarece sistemul vechi era inechitabil. Deja primesc alocații mai mari cei care s-au pensionat în perioada 2001-2011. O parte din ei a beneficiat de pensii majorate mai devreme decât s-a planificat datorită veniturilor mai mari la buget. La rând sunt și cei care s-au pensionat până în 31 martie 2017.
Se valorizează fiecare lună și vă dați bine seama, pentru fiecare persoană este foarte, foarte individual. Da, da, doamna Grigoraș, fiecare persoană e foarte individual. Și dacă mai citești și alte publicații, nu numai Macaroanele TV, tu afli că de fapt, e că așa cum scrie și Wall Street, pensiile au crescut în medie cu 275 de lei sau aproape 20% în comparație cu anul trecut. Pe de altă parte, dacă e calculată inflația prin care trece Republica Moldova, apoi creșterea e undeva de 5%. Deci tu ai crescut la reportaj, la știri, tu ai zis că 20, 30, 140%. Dar după asta, de fapt, e vreo 5%. Și pensia medie rămâne în continuare, pensia medie Republica Moldova rămâne în continuare cu 500 de lei, undeva mai puțin decât coșul mediu de consum. Animași? Dar deja e mai bine, nu cum să nu te lauzi pentru și să enumeri lucruri negative. Voi vedeți numai reu! Tfu na vas! Pentru unii pensionari va fi această creștere mai mare și de 50%. Da, pentru unii văpșe funcțiile erectile și în cap. Da, dar pe cum? Mai ales, ia uitați-vă, leacă, la și scrie Ministerul Finanțelor să știți să ocupă de asta, da? Apropo de pensiile pe care le vor primi judecătorii, da? Nu, că e una să ai pensii de 1000 de lei și să ai creștere de 50%. 50% din 1000 de lei, 1500 de lei. Ce paliot financiar agromne! Și una e să ai pensii de 17.000 de lei și să ai creștere de 10%. Normal? Normal? Eu parcă văd o nedreptate. Dar, judecători, judecători, nu-i atingem, lasă-i să conducă Porsche Cayenne-uri de 10.000 de lei. Mai departe, cu și să laudă guvernul Filip? Atențion, hai că deja e ușor de găsit. Pavel Filip nu a stat deoparte nici atunci când autoritățile locale au intrat în impas. În luna iunie anului trecut, în capitală s-au adunat tone de gunoi după ce locuitorii din Bubuieci au protestat față de depozitarea deșeurilor la rampa din localitate. După mai multe discuții cu localnicii, la inițiativa premierului protestat. Iar asta e adorabil. Pavel Filip, pe lângă a fi un prim-ministru, pe lângă a fi un reparator de mașină care era stricată, Pavel Filip a reușit și primar din municipiul Chișinău. Și încă și-a mai reușit Pavel Filip. După implicarea lui Pavel Filip, mai mulți carabinieri și muncitori de la Regia Autosalubritate din Chișinău au făcut ordine în oraș. Și asta cu o lac de mulțumire. Pasiv agromne, știu și dalși. În capitală inclusivă armatei. O, dar țineți minte în însorile, țineți minte în aprilie când o nins. Cine ne-a salvat pe noi? Cine era domnul Lopata? Corect, Pavel Filip. Consecințele ninsorilor care au paralizat orașul. Guvernul a surprins cetățenii și cu un veritabil târg de Crăciun organizat. Guvernul a surprins cetățenii cu un veritabil târg de Crăciun. Ei, numai nu zic că doar la Chișinău s-a întâmplat. Poate despre este de la nispărinie să păstești. În Chișinău, peste 1 milion de oameni au venit să se relaxeze, la fel cum o fac cei din super fain. Guvernul a surprins nu numai prin târg, guvernul a surprins și prin faptul că e netransparent la capitolul cheltuieli. Cu câteva luni înainte a decis să facă acest târg. De unde bani? De unde de vreo 8 ori mai mulți bani decât are municipiul Chișinău pentru acest propriu-zis târg pe care tot ieri trebuie să organizeze? Fundația Edelweiss să ajută. Bă, și de fain! Deci noi ar trebui să numim blin, domnule Pavel Filip. Deci dumneavoastră nu sunteți practic acel cărora noi ar trebui să-i mulțumim. Noi ar trebui să spunem că din 2016 până amu, guvernul Edelweiss a condus cu Republica Moldova. De ce dumneavoastră trageți o gheală pe nemeritate? 5, 4, 3, 2, 1. Se curge capusta! Să arătăm contraste nebune dintre jopa în care se află țara și fervercurile pentru populație. Pași concret pentru a apropia cele două maluri ale Nistrului. În noiembrie, podul care leagă localitățile Gura Bucului și Bucioc a fost redeschis. Ulterior, Chișinăul și Tiraspolul au semnat 4 documente prin care au fost recunoscute dreptul la proprietate al fermierilor din raionul Dubăsari care dețin terenuri în stânga Nistrului și diplomele de studii eliberate de Universitatea din Tiraspol. De asemenea, cele două părți s-au mai înțeles să reia legătura telefonică, iar autoritățile... Chișinău și Tiraspol s-au înțeles să reia legătura telefonică. Băi, vă sunteți două padruși, iertați-mă de sexism, care s-au certat și nu vă grăiți de mulți ani. What the fucking fuck, ce e asta? Nu, 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 n-a să-l sun eu pe căsna poate. Dar tot e de ei, ce n-a să-l sun eu, veci, lasă el primul să mă sune. Așa se întâmplă în cazul acestor oameni de rang înalt, cu funcții și cu bodyguards. Așa, asta înseamnă a relua o convorbire telefonică. Sună, băi, dacă ai de jăluit.
din regiunea Transnistreană să nu împiedice elevii care vor să învețe în limba română. Și pentru a fi mai eficient, guvernul a fost reformat. Numărul de ministere a fost redus de la 16 la 9. Pentru a fi mai eficient, guvernul a fost mai reformat. Dar eficient asta nu înseamnă economicos. Pentru că din prognozele pentru 2018, noi anul ăsta, Republica Moldova se cheltuie cu 490 de milioane de lei mai mult pentru ținerea angajaților guvernului decât anul trecut. Cu toate că guvernul a devenit parcă o leacă mai mic, cu mai puțini angajați, mai puțini ministerii. Asta e, cum să explic, eu am decis să beau mai puțin gin, dar beau mai scump și practic cheltuie mai mult. Neharașo! Sau poate e harașo, dar noi încă nu înțelegem în ce constă această schemă. Poate domnul Ciocan la Institutul de Reforme, sau cum se cheamă, Centrul de Reforme, să ne lumineze pe noi ce de fapt se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu această reformă a guvernului, deși eforturile nu știu cum au mers în aleva? În urma remanierilor au fost investiți 7 noi membri și pentru că în acest an vom avea alegeri parlamentare, obiectivul guvernului este să stea cât mai departe de forfota electorală și mai aproape de problemele cetățenilor. Guvernul va sta departe de forfota electorală și mai aproape de nevoile tale, de nevoile mele. Băi, nu poți după acest video, nu, e că să iei să pupi omuleanul ăsta de Pavel Filip să-i mulțumești pentru ce a făcut el. O reparat mașina, ne-a condus în Europa și nu se bagă în forfata politică. Maladies, nu se bagă deloc în forfata politică, mai ales atunci când el ca prim-ministru cu Candu și cu alți demnitari din țară se duce la Nisporeni, la concert la 3 Sud-Est. Și îi mulțumesc tăți pogolovno lui Vlad Plahotniuc, președintele fundației Edelweiss. Minunat, prieteni, minunat. Vă reamintesc, nu știu dacă ați uitat sau nu, dar voi urmăriți un video despre propagandă. Tocmai v-am arătat reprezentanța partidului care luptă împotriva propagandei în Republica Moldova. Să nu admitem ciubota rusească să ne atace cu murdăriile acestea, cu minciuni. Mai bine noi să spunem minciunile noastre. Nafiga nouă minciuni de peste hotare, așa-i? Ai. Șamu? E că noi ne uităm cu tristețe la teta asta, dar nu vedem nici o luniniță la capăt de tunel. Dar dacă ar și aici în studio cu mine un Serioga Sârbu, un Andrean Candu, precis ne-ar arăta această luniniță. Și eu, cu eforturile mele interne, am căutat această luniniță. Eu am intrat pe publică și am zis, băi, des caut un reportaj care totuși nu e de propagandă. Un reportaj care te uiți și zici, o, jurnalistul și-a făcut meseria, și-a făcut treaba. M-a informat, m-a cultivat, m-a educat. Și poate pe alocuri m-a și distrat. Haideți să urmărim un reportaj de încheiere de la Publica TV. Atențion! Nuca de coco stricată și cu miros oribil. Nuca de coco stricată și cu miros oribil. Spune vocea lui Tudor Bogatu, vocea de la Publica, de la Prime-uri, fișorul lui Petru Bogatu. Nucă stricată și cu miros oribil. Parcă ar fi o metaforă, parcă ai crede că e un reportaj despre Guvernul Republicii Moldova, dar nu, e o nucă de coco stricată și cu miros oribil. Știri la Publica TV! Este surpriza pe care a avut-o un bărbat după ce a cumpărat fructul dintr-un supermarket din capitală. Indignat, clientul s-a întors să ceară socoteală persoanelor responsabile. Voi nu vedeți probabil, dar eu aici văd, aici scrie 12 lei 95 de bănuți. O nucă de coco stricată cu miros oribil. Reportaj la TV. Asta e real, asta nu e minciună, asta există. Bine, bărbatul a cumpărat nuca de cocos dintr-un... Wow, dar oare de la ce fel de supermarket așa, oranj cu albastru? Ați acoperit numărul 1 aici? Da, aici nu ați acoperit. Supermarket din sectorul centru al capitalei. El spune că atunci când a încercat să consume produsul, a simțit un miros urât. Ajungând acasă, pentru a consuma nuca de cocos, s-a depistat că nuca de cocos este... avea un miros specific și era stricat. Băi, scuzați, dar... grăind despre nucă de cocos stricată și folosind cuvântul expresia s-a depistat în aceeași propoziție, asta ne pare super genial, serios. Pe bune, în continuare, pentru Republica Moldova, tu nu trebuie să inventezi, nu trebuie să scrii ficțiune. Tu trebuie pur și simplu să documentezi ce se întâmplă. Pentru că ce aici se întâmplă deja este super genial. S-a depistat.
Era o comisie specială, o masă rotundă? V-ați autosesizat atunci când v-a venit aborâ, când ați deschis nuca de cocos? E diznai! Hai să urmărim în continuare reportajul! Administratoarea supermarketului a recunoscut faptul că nuca de cocos ar fi stricată. Ea însă spune că nu este vina ei, ci a furnizorilor și... Ai, deci eu recunosc, deci trebuie ea să recunoască. Eu a testat cumva asta, vizualul recunoscut, o atins, o chemat experți din domeniu, nucii de cocos stricate. Că va întreprinde măsuri pentru ca acest lucru să nu se mai repete. Domnul a arătat produsul, da, eu m-am confirmat că este produsul stricat înăuntru și nu pe din afară. Domnul a arătat produsul, eu m-am confirmat că produsul este stricat înăuntru și nu pe din afară. Ho. Bă, eu aș vedea asta difuzat prin sate. Eu asta aș vedea difuzat prin cinematografie. Serios, noi cu așa ceva trebuie să ne ducem. Asta e. Am propus să nu schimbăm produsul pe alt produs, mă rog, dacă... Și la urmă, culmea culmilor, pentru cineva care o leacă o trăit prin Canăți, prin Europa, tu știi că dacă se întâmplă să descoperi un produs stricat, alterat, crăpat, curge din trânsul, te aprochi la magazin frumos, ți-l întorc, bez problem. Uneori îți întorc banii sau îți mai dai și un credit dacă e vreun produs mai mare sau dacă ești membru de acel magazin, nu știu ce. Aici eu propus să-i schimbi cu o altă nucă de cocos. Aha. Cu toate astea, mai devreme, doamna de la magazin a zis că vina nu e a magazinului, e a furnizorului. Ori eu presupun că acest magazin despre care noi nu știm că asta e magazinul numărul 1, nu se vede în cadrul asta. Eu presupun că magazinul ăsta are un singur furnizor de nuci de cocos. Nu cred că în Moldova e așa o mare bătălie pe piața nucilor de cocos. Respectiv, ei propune încă o nucă de la același furnizor care probabil tot ar trebui să-i scadă, să fie o loterie sau cum facem, doamnă administrator? Cu toate acestea, cumpărătorul spune însă că se va adresa și autorităților pentru această sancționare conform legii a administrației supermarketului. Alexandru Tănase, proaspătul ministru al justiției, așteptăm păreri, domnule Jăzdan, domnule Pânzari. Îmi pare rău că societatea tace în continuare apropo de acest subiect. Eu unul m-am aprins, arde nerăbdare să aflu noi detalii, să văd cum se desfășoară acest reportaj. Poate chiar o chemăm pe Iraida Badibalova să descopere și ea. Poate există niște tendințe antirusești în acest cocos și de asta cineva l-a stricat și l-a împuțit. Cineva din guvern antipropagandistic. Dragii mei! Vă mulțumesc tare mult, v-ați conectat. Eu, apropo, nici nu m-am uitat dacă voi v-ați conectat, trebuie să mai sigur. V-ați conectat? Sunteți? Sunteți pe aproape? Sunteți aici? Este live? Este live. V-ați conectat. Mersi tare mult. Dragii mei! Hai, tașii! Un like și un share sunt extraordinar de binevenite. Câte un comentarii despre de câte ori vouă vi s-a întâmplat să descoperiți în nuca de cocos stricată. Puteți să folosiți asta ca metaforă sau puteți să folosiți mot-a-mo. Și vă invit să ne urmăriți pe mine și pe Nata joi la Internetul Grește. Dar până una alta, conectați-vă cât mai des la emisiunea Lumina. Noi încercăm să spunem adevărurile care pe noi ne mașină, ne dor. Și bineînțeles că fără de ajutorul patronilor, emisiunea Lumina n-avea să existe. În fiecare lună, pe patreon.com/fedot, sute de oameni susțin financiar acest proiect. Eu mă numesc Andrei Bolcan, vă pup, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc numai bine. Și am ușa să închid acest live și ca să-l închid și ca să nu vă spară plicticos cum eu îl închid, eu cânt în timp și închid live. Astăzi o să cânt iarăși ceva din domeniul operei, clasica genra, se numește rap hip-hop patriotic. Da, suntem moldoveni, cu asta ne mândrim. Moldoveni. De ce să înveți o altă limbă în străi? Gata, ajunge!